Da, alo. Domnul general? Nu dorm, nu dorm. Tocmai întocmeam planul pentru instruirea soldaților. Aaa, ați văzut vlogul cu 24 de ore în armată? Și v-a plăcut cum mă instruiesc? Cum prea dur? Păi, nu așa se face armata. Da, eu știu că e de elită. Unde să-i duc? La piscină? Întocmai, domnul general. Noapte bună. Poate într-adevăr am exagerat. Să-mi gătesc costumul de baie. Soldați, atenție la mine. Astăzi testăm rezistența voastră la scufundări. Pentru asta ne-a schimbat în costume de baie. Exact. Mergem. Am ajuns la destinație. În aquapark manifestăm disciplină maximă. Iar acum să testăm curajul soldaților la cel mai înalt topogan din Arsenal Aquapark. Soldați! Acela? Desigur, vă doresc curaj! Nicio oră, dar oricum e bine. Așa, trei soldați au venit, s-au descurcat de minune. Cine a fost primul? Ce-i Mircea? A fost super, mi-a plăcut! Vine Melissa, vine Melissa, vine, vine, vine! Sau nu mai vine? Am să vedem! Cum a fost? Super! Ce soldat, Melissa? Te pregătești pentru scufundări? Da! Hai să te vedem în acțiune! Come on.
Soldat Dumitru, excepțional. Soldat Matei, cel mai curajos. Soldat Melissa, pregătită? Da. Soldat Mircea, cel mai rezistent. Iar acum soldații fac testări de scufundări. Să vedem cum se descurcă ei. Și rotire în apă. Acuși. Da, parte. Și rotire în apă. Bravo, soldat Melissa! Soldat Matei face progrese. Batalionul Arsenal, pregătiți-vă, mergem să luăm prânzul. Iarăși mâncă moriez! Vrem și altceva! Pentru curajul de care ați dat dovadă, astăzi veți avea un meniu diversificat. Înainte de mâncare, dezinfectăm mâinile. Hai să alegem ce este meniu! Shawarma! Wow, crispy! Cașcaval pane! Aripioare! Eu vreau! Eu mi-aleg meniu cu aripioare și meniu cu cașcaval pane. Achităm? Super! Vă rog să reveniți în 5 minute. Wow, ce rapid! Iar acum băuturile răcoritoare. Bună ziua! Vrem o limonadă cu mientă. Suc de portocale, vă rog. Cu ananas sau cu portocală? Soldați, mergeți și luați mâncarea. Este deja gătită. Poftă bună! Poftă mare! De la bun bun! Cu drag! Mulțumim! Ține, Matei! Ține, Dumitru! Mulțumesc! Să mergem, colegi! Soldați, astăzi în meniu aveți cartofi, salată de varză, suc și carne! Wow, carne! Mulțumim! În sfârșit am scăpat de orez! Vai! Wow, și suc! Dacă și în continuare veți da dovadă de curaj și sârguință, surprizele nu se vor opri aici. Super, super! Deja îmi place aromata aceasta! Și mie! Iar tu, ai avut pe cineva care a făcut armata? Tata, bunelul, străbunelul, fratele, sau poate chiar tu, sau poate chiar soțul tău? Suntem curioși! Scrieți în comentarii! V-a plăcut surpriza mea pentru soldații din Arsenal Park? Astăzi ne relaxăm! Așa-i? De fapt, capitanul ne-a spus că vom avea o zi foarte grea! Ne-am mințit! Avem o zi
excepțional de frumoasă! Una din cele mai frumoase zile de vacanță pe care am avut vreodată! Acum atenție! Sărituri în apă! Melissa, am văzut un jacuzzi foarte, foarte tare. Știi unde? Chiar deasupra ta, Melissa. Știu. Mergem acolo? Da. Hai. Bravo, Melissa! Super! Super, Melissa! Un like pentru ea! Cu capul în apă, nu e corect așa. Ei, Matei! Ce faci aici? Și încim la fund, la fund. Plecăm! Ne băgăm sub apă? 1, 2, 3. Acum tratament prin hidromasaj. Soldați, aliniați-vă. Decide cine este învingătorul. Iar acum runda numărul 2. 2, 3, 2, 1. Stop! 3, 2, 1, start! Iar acum runda. Cine este cel mai rezistent sub apă? 3, 2, 1, start! Testăm piscinile de afară. Soldat Melissa, testați imediat piscina. Bine! Suntem într-o citacă! Din apă. 3, 2, 1 și... Da! Yeah! 3, 2, 1, start!
testăm rezistența soldaților la găleata cu apă rece. Pregătiți-vă! Cum e apa, soldat Mircea? Rece! Aveți la dispoziție exact 5 minute. Sunt și vestiare unde se desfășoară cabine. Este foarte, foarte curat și foarte, foarte bine gândit. Super! Mai aveți 3, 2, 1 secunde! Bravo, soldat Melissa! Băieții de această dată au rămas în urmă. Nu găseam pantaloni scurse la Matei. Da, Mircea, ca de obicei, i-a îmbrăcat el. După aceea i-am găsit pe Mircea. Mircea la noi este foarte gras și îl încap hainele chiar și al Matei. Și al lui Ionuț. Iar acum toți l-au uscat părul. Capitan, astăzi am avut o zi excepțională! Și mai vrem să mai venim! Doar dacă treceți și încercările ulterioare! Nu e chiar atât de rău la armată! Chiar am început să-mi placă! Și ții, Matei! Avem și mâncare soldățească! Doamnă Măligă! Ne luăm soldații în armată și vouă vă spunem pe curând! Pa, pa!